Bună seara și bun găsit tuturor la Focus Special. Sunt Livia Graur și vă invit să petrecem împreună următoarea jumătate de oră. La începutul acestei săptămâni s-au împlinit 47 de ani de la cutremurul din 1977. 56 de secunde au fost suficiente pentru ca 32 de blocuri să se facă una cu pământul, 35.000 de clădiri să fie afectate și, cel mai trist, 1.578 de oameni să moară. Ce s-ar întâmpla în situația unui nou mare seism? Este o întrebare pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o cel puțin odată. Autoritățile nu par însă să se grăbească cu procesul de consolidare al clădirilor. O radiografie a situației urmărim împreună într-un reportaj marca Focus. Și pentru că este luna martie, nu avem cum să nu vorbim despre femeile care zi de zi reușesc să fie mame și femei de carieră și răzbesc chiar și în meserii pe care până nu doar de mult bărbații le făceau. Să începem! La 47 de ani de la cutremur, România tremură de frica unui nou seism. Nici măcar un bloc pe an nu a reușit statul să reabiliteze de la Revoluție încoace. Doar 29 de astfel de clădiri au fost consolidate până acum. Dacă până în urmă cu 2 ani, principala problemă era legislația greoaie, problema nu s-a rezolvat nici după schimbarea ei. A intervenit altceva, disputa politică. Rapoartele specialiștilor arată că în cazul unui cutremur puternic, peste 13 milioane de români din cei 19 se află într-un pericol major. Și asta dacă până în 1989 vinovat era regimul comunist, care reabilita doar sumar, nimeni nu poate explica lipsa de implicare de după Revoluție. Doar 29 de blocuri de locuințe au fost consolidate în cei 34 de ani trecuți de atunci, nici măcar unul pe an. În ultimii 30 de ani, cifrele nu ne ajută foarte mult. Putem găsi o serie de explicații. Una dintre explicații ar fi aceea că am avut un cadru legal extrem de rigid și inflexibil. Reducerea riscului seismic și problema riscului seismic este o problemă de societate, o problemă care necesită un răspuns la nivel de societate. Nu e o problemă tehnică. Prea mult timp a fost considerat acest subiect o problemă tehnică despre care trebuie să vorbească doar tehnicienii și de-aia am ajuns unde suntem aici. La 47 de ani distanță de la cel mai dezastros cutremur din țară, se lucrează efectiv doar pe 3 șantiere. Fiecare imobil parcurge două etape principale. Avem o etapă de proiectare în care, pentru imobile trebuie să elaborăm proiectele tehnice, obținerea tuturor avizelor, obținerea autorizațiilor de construire. Etapă după care urmează etapa a doua, cea de execuție propriu-zisă. În prezent lucrăm la 147 de imobile care se află în diferite etape, fie de proiectare, fie de execuție. În prezent avem cu șantierul de astăzi 3 șantiere în lucru. Ultimul șantier deschis este la un bloc din anii 50, din sectorul 5 al capitalei. Proiectul este cuprins în PNRR și investiția depășește 2 milioane de euro. Asociația de proprietari a început să strângă documentele pentru consolidarea acestui bloc încă din 2018. În 2020, locatarii au fost mutați, dar lucrările de execuție încep abia acum. Termenul este de încă 2 ani și în total ajungem la aproape 8 ani. Și gândiți-vă că aceasta este doar una din cele 849 de clădiri din București care au un risc de grad seismic ridicat, iar alte zeci de mii de clădiri încă nu sunt nici expertizate. La început am intrat pe alt proiect și bineînțeles că ne-am așteptat să terminăm în 2 ani, așa cum au precizat, dar acel proiect, nemai fiind valabil, s-a refăcut pe PNRR și atunci, bineînțeles, că toate actele au trebuit revăzute, refăcute. Am așteptat atâția ani, mai așteptăm 2 ani, că nu este nicio problemă, numai totul să iasă ok. Primarul general admite că durata consolidărilor este mare. La un moment dat o să învățăm și o să ne mișcăm mai repede pe măsură ce o să învățăm. Da? E important să faci toți pașii pe care trebuie să-i faci, să nu faci proiecte pe genunchi. Pentru consolidarea celor aproape 1000 de clădiri deja expertizate, este nevoie de un efort financiar susținut. În strategia națională am făcut o socoteală și am zis ar fi vorba undeva la 15 miliarde de euro. Ca să punem în siguranță clădirile din România. Chiar dacă mâine am avea aceste 15 miliarde de euro, n-am ști de unde să începem. Anul trecut am avut o inițiativă foarte corectă a Ministerului Dezvoltării cu acea evaluare preliminară. Noi sperăm ca până la sfârșitul anului viitor să terminăm această evaluare preliminară și în funcție de ea să alocăm banii pentru în ordinea priorităților. Evaluarea preliminară rapidă presupune colectarea datelor tehnice despre clădirile căror degradare este vizibilă. În urma acestei evaluări vor începe expertizele imobilelor cele mai afectate. În același timp, specialiștii spun că este necesară și o campanie de informare a proprietarilor. Doamne,
trebuiește să fii într-un bloc care va trebui să intre în consolidare și să trebuiască să convingi proprietarii despre situația respectivă. Nu este vorba doar de luarea deciziei de a intra în program, este vorba și de partea de finanțare. Evaluările rapide trebuie făcute până la finalul anului viitor. Deși legea este în vigoare din 2022, în București nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că primăriile de sector și primăria generală nu și-au împărțit responsabilitățile. Un proiect care prevede ce trebuie să facă fiecare există, doar că el nu a fost votat în Consiliul General. Cutremur este factura faptelor ezitante, a lucrurilor pe care nu le-am făcut. Joi, Consiliul General a avut ordine de zi, după un an, după ce s-a întârziat, după ce primarii au trimis scrisori de confirmare că da, am văzut cu ochii mei semnătura lor, suntem de acord să partajăm, așa cum am discutat și ne-am înțeles în 4 martie și în 30 mai anul trecut, și Consiliul General ce a făcut? 20 pentru, 20 împotriva. Împotriva ce? Să faci evaluare vizuală rapidă? Da? Pentru ce? Ca să păstrezi banii pentru ce? Pentru panseluțe? Potrivit ultimului plan de analiză și acoperire a riscurilor pentru București și Ilfov, în ipoteza unui cutremur de peste 7,4 grade, peste 50.000 de clădiri rezidențiale ar putea fi grav afectate. Mai mulți oameni din sectorul 3 s-au trezit într-o situație demnă de un roman de Kafka. Blocurile în care locuiesc au fost încadrate într-o clasă de risc seismic, fără ca un expert tehnic să le verifice imobilele. În același timp, primăria de sector le-ar fi promis că blocurile vor intra într-un program de reabilitare. Doar că la aproape 2 ani de la expertiza fantomă, lucrările nici măcar nu au început. În ultimii 3 ani, primăria sectorului 3 a solicitat realizarea unei expertize tehnice pentru 10 de blocuri din sector, probabil cu scopul introducerii acestora într-un program de consolidare și reabilitare. Cel puțin așa arată documentele de pe site-ul instituției. Primăria a făcut o solicitare de finanțare pentru consolidarea și reabilitarea aproximativ 75 de imobile încadrate în clasa a doua de risc seismic. Este și momentul în care locatarii au aflat că blocul în care locuiesc se află în pericol în cazul unui cutremur. A solicitat dumneavoastră o expertiză? Nu am solicitat nicio expertiză. A venit anul trecut cineva de la primărie cu o mașină, a oprit în fața blocului, m-a chemat și mi-a dat o hârtie. Și în hârtia aia specifica că suntem gradul 2 de seism. Dar cine a solicitat această expertiză? A solicitat-o dumneavoastră? Sub nicio formă, nu. Deci ne-am pomenit că am primit mi se pare, prin poștă. Am depus nenumărate dosare pentru anvelopare. Probabil că din cauza asta ne-au catalogat și ne-au înscris în cartea funciară, după cum v-am spus. O clădire încadrată în risc seismic 1 sau risc seismic 2 este o clădire vulnerabilă, este o clădire care în cazul unui cutremur ar suferi avarii majore. Pentru a fi încadrată într-o clasă de risc seismic, o clădire trebuie să fie expertizată de un inginer abilitat. Această expertizare presupune în primul rând accesul expertului sau echipei expertului la toate spațiile din acea clădire. Este cel mai important lucru, mai important decât ce crede lumea că e de obicei important, adică prelevarea de probe din pereți, acele carote care se fac, însă neapărat expertul trebuie să intre în toate spațiile, adică în toate apartamentele dintr-un bloc. Președinții asociațiilor de locatari spun însă că nu s-a prezentat nimeni la locație și că reprezentanții primăriei le-au transmis că expertiza s-a făcut de la distanță. V-a vizitat un expert, un inginer, un expert? Nimeni absolut, nu. Deci nu mi-a venit nimeni la bloc să măsoare, să facă ceva, absolut nimic. Ea e la mine de la subsol și trebuia să vină să-mi o ceară, nu? Sau să mă duc împreună. Deci nu. Apoi eu m-am dus la primărie și am cerut, domne, cum ați ajuns la concluzia asta, că blocul nostru e gradul 2 de seism, și mi-a spus că după materialele de construcție, după cutremurile care au fost, după anul fabricației, asta mi-a spus verbal. În mod cert nu este suficient să se facă nu putem stabili clasa de risc seismic a unui imobil doar bazându-ne pe anul construirii sau pe sistemul structural. Acestea sunt indicii foarte bune și trebuie folosite, dacă vreți, în prioritizarea expertizărilor. Deci ce clădire expertizăm mai întâi, ca să știm de ce ne apucăm. Într-un alt caz, expertul a ajuns la bloc, dar la mai multe luni distanță de când blocul a fost trecut în cartea funciară cu risc seismic.
De-abia ulterior au venit și s-a venit inginerul care a făcut... Domnul Popescu am văzut, nu? ...în cartea funciară și ulterior au făcut într-adevăr expertiză la subsol, la afară, în fața blocului, la teren. Deci de-abia după ce ne-au scris în cartea funciară, cred că au trecut câteva luni, 3-4 să zic. Toate expertizele au fost făcute de aceeași firmă și același inginer. Am încercat și noi să contactăm compania, dar nu ni s-a răspuns. Oamenii se simt păcălize reprezentanții primăriei deoarece reabilitarea promisă nu a început, dar apartamentele lor și-au pierdut din valoare odată cu încadrarea într-o clasă cu risc seismic. Vin proprietarii la mine și îmi spun, doamnă, ce se întâmplă cu blocul ăsta? Cum e grad de seismic? Că eu vreau să vând. Și nu mai pot să-l vând cu suma cerută. Unele scăderi, mă rog, diferențe de prețuri pot ajunge și până la 40-50%. Ca să nu mai vorbim de cele care se află în clasă expertizate și pe listă de urgențe sau clasă de risc 1, acolo uneori prețurile diferă chiar și mai mult de 50%. În plus, președinții asociațiilor de locatari acuză autoritatea locală că nu le-a spus de la început că pentru consolidarea clădirii locatarii trebuie mutați. Aceste informații nu le-au obținut în mod oficial nici după mai multe solicitări scrise. Am întrebat ce înseamnă consolidare. Să-mi spună clar, a zis că dacă se consideră, oamenii trebuie scoși afară din casă, mutați de către primărie, nu știe unde să-mi spună, numai dacă este cazul. Și am spus și eu, oamenii ăștia, ce să le spun lor, că nu-s de acord, sunt oameni bătrâni, am numai chiriași. În principiu, o consolidare presupune sau necesită mutarea tuturor locatarilor din bloc. Există excepții, există câteva excepții, depinzând de tipul blocului, de tipologia structurală, dar regula generală este că o consolidare presupune o intervenție de ansamblu. Oamenii nu cred că vor apuca să-și mai vadă vreodată blocurile consolidate, cu atât mai puțin reabilitate. V-au spus și un calendar când s-ar face, de exemplu, această consolidare și reabilitare? Nu, niciodată. Nici la reabilitare, când s-a dat anul trecut dosarul pentru reabilitare, nu ne-a spus odată. A spus când o primi fonduri. Atunci, pe urmă, am mai fost să întreb, domne, când se face? Nu, că am primit bani puțin și nu știm. Deci niciodată nu mi-a spus odată. Mă îndoiesc eu că o să facă o consolidare, pentru că vă dați seama că nu se va muta nimeni din bloc. Mai mult de atât, nici nu au unde să ne asigure. Să vă mutați. Am vrut să aflăm de la primăria sectorului 3 ce se întâmplă cu aceste expertizări fantomă și am încercat să-l contactăm pe primarul Robert Negoiță, atât direct cât și prin intermediul direcției de presă. Nu am primit un răspuns până la difuzarea acestui material. Batman era o meserie până nu de mult doar pentru bărbați. Există însă și doamne care se încăpățânează să arate că un tramvai poate fi condus foarte bine de o femeie. Elena Savu este una dintre aceste doamne. A lăsat salonul de înfrumusețare în care lucra pentru șinele de tramvai. Povestea ei o aflăm în câteva minute după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Luna martie este în principal despre femei. De-a lungul timpului, ele au demonstrat că sub înfățișarea fragilă se ascund luptătoare care sunt capabile să mute și munții din loc. Au ales să lucreze în domenii pe care până acum le știam destinate bărbaților. O astfel de doamnă este Elena Savu, care în fiecare dimineață își ia tramvaiul din depou și pleacă pe traseu. Este vatman și nu o consideră o meserie grea. Ba din contră, se simte respectată și spune că nu se vede făcând altceva. Gata, acum plecăm! Ea este Elena, are 45 de ani și de 2 ani lucrează ca vatman în capitală. Elena a lucrat înainte într-un salon, însă nu se simțea împlinită. El a venit într-o zi, zice, nu vrei să te apuci de școala de tramvai? Zic, aoleu, o fi greu, n-o fi? Și zic, hai că m-am apucat. Acum 2 ani de zile mi-am luat permisul și imediat după ce mi-am luat permisul, am reușit să mă angajez la STB. E o experiență atât de frumoasă. Cred că e cel mai frumos job pe care l-am avut până în momentul de față. Te schimbă total. Ești mult mai atent atât aici, cât și acasă cu copiii mei. Suntem la depoul militar, unde Elena se urcă în tramvaiul liniei 25. Ziua ei de muncă începe când mulți dintre noi încă dormim. Dar în momentul în care a sunat ceasul, suntem în picioare. Începe la 3 jumătate, 4 fără un sfert max, în general.
E în funcție de itinerarul pe care l-am eu în ziua respectivă, ora de ieșire din depou. Bun. Începe cu vestita cafeluță de dimineață, după care ce trebuie ca să ajung la servici, unde mă duc, îmi iau actele de la dispecerat și mă duc în depou să-mi caut tramvaiul. După care aștept, mă duc, îl verific pe exterior, pe interior, să văd dacă nu lipsește ceva pe la el. De exemplu, ciocănelele sau validatoarele. Chiar înainte să iasă din depou, un coleg o salută și îi oferă un mărțișor. De altfel, colegii bărbați le privesc cu admirație pe colegele lor și le ajută în trafic. Wow, veniți aici! Un mărțișor! O primăvară însorită să aveți și dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Foarte mult ne ajutăm în trafic. Intersecții. Încercăm să mergem mai ușor când îl văd pe celălalt că vine pe sens opus, ca să apuce să intre și el în intersecție. Pentru că dacă n-ai apucat să intri primul, nu mai intri, mai pierzi un semafor. Acum Elena conduce un tramvai Imperio, dintre cele noi. Recunoaște însă că meseria a învățat-o pe bătrânele tramvaie. De acolo am pornit. Acolo se învață meseria. Acolo se învață meseria. Știți cum e? Ca și în categoria B. Dacă nu urci pe Dacie, nu știi să conduci. Și aici, dacă nu urcam pe Tatră, nu cred că reușeam atât de bine să conduc. Tatrele sunt și vor rămâne, cred că, cele mai bune tramvaie de la noi, din București. Am lucrat și pe celelalte V3 Aure, așa li se spune. Tot tramvaie bune. Am lucrat și pe modernizate, ciopăre. Și acum am beneficiat de un tramvai nou. Acesta este un Imperio. Viitorul nostru. Cabina tramvaiului este biroul ei, în care stă aproape zi de zi 9 ore. Are câte o pauză mică la fiecare traseu de 45 de minute. Nu se plânge. Asta și-a dorit să facă de când era mică, spune Elena. În plus, și soțul ei împărtășește meseria. Este șofer de autobuz. Bunica mea, din câte mi-aduc eu aminte ce mi-a spus tata, a fost controlor în tramvai. Știți, taxatoare îi spunea atunci. Și cred că de atunci, de când am aflat că am avut pe cineva în domeniu, am stat și m-am gândit, zic, băi, e totuși o muncă frumoasă, curată. Cu soțul vă vedeți pe traseu? Sunt zile în care ne vedem. Sunt zile în care nu ne vedem, pentru că nu mai avem traseu comun. Așa. Ne salutăm, vorbim în cască, mă anunță, vezi că sunt pe la, nu știu, Plața sau la AFI. Și atunci stau cu ochii pe stânga, pe dreapta, spune pe care parte e și ne facem cu mâna. E mândru, nu? E mândru. E nevoie mare. Însă nu în fiecare zi este totul lapte și miere. Incidentele cu șoferii din trafic sunt inevitabile, dar Elena reușește să-și mențină calmul. Nu cred că există conducător de tramvai care să nu fie avut vreo problemă cu un participant la trafic, gen autoturism. Da, am avut. Când ai câte un eveniment din acesta, e clar că vagonul respectiv nu mai poate să circule a doua zi. Deci încercăm să evităm pe cât posibil, pentru că iei pâinea de la gură două persoane, cel de dimineață și cel de după amiază. Nu mai poate să mai circule cu vagonul și stă pe bară vagonul până se repară. De-aia încercăm să fim cât se poate de atenți. Cel mai greu e cu pietonii, pentru că ei țâșnesc așa. Și unii călători îi cam fac zile fripte. Își pun picioarele, de multe ori îi văd în cameră, mă dau jos, mă duc, vă rog frumos, să dați picioarele jos de pe scaun. Și mă înțeleg? Unii înțeleg, alții te mai înjură, du-te domne la tine acolo. Asta e. Cu toate acestea, Elena își iubește meseria. Se simte respectată și apreciată de colegii de muncă, dar și de oamenii din tramvai, pe care îi duce mereu unde au nevoie să ajungă. Dar cum e ca femeie să faceți o meserie mai mult de bărbat? Nu e mai mult de bărbat. Nu, ce, și bărbații? Nu. Și bărbații gătesc. Și ce, că gătesc mai bine ca noi? Asta nu e meserie de bărbat. Nu. Atâta timp cât îți faci
bine toate atribuțiile, obligațiile pe care le ai, poți să faci. Elena este una din cele 103 femei care conduc tramvaie pe străzile din București, alături de aproape 800 de bărbați care fac aceeași meserie. Și apropo de femei și de meserii, femeile din România și-au făcut singure un cadou pentru luna martie. Pentru prima dată, doamnele din țara noastră au ajuns să câștige mai bine decât bărbații. Vorbim despre veniturile medii pe luna februarie publicate de Ministerul Muncii. Specialiștii spun că femeile au început să se îndrepte către locuri de muncă mai bine plătite și către funcții de conducere. Yes, bravo! Cred că ne aliniem și noi spre Occident, mai mult am început să fim mai deschiși. 130 de lei. Aceasta este diferența în medie între veniturile femeilor și cele ale bărbaților din România. Doar că, pentru prima dată, avantajul este de partea doamnelor. În urmă cu câțiva ani, salariile nete ale bărbaților erau cu 100 de lei mai mari decât cele ale femeilor. În numai jumătate de deceniu, doamnele aproape că și-au dublat veniturile. Femeile au căpătat o încredere și au dat seama că pot să fie considerate egalele noastre, că pot accede către atât către funcții, cât și către remunerații importante. Trebuie să recunoaștem că au chiar calități peste ale noastre, ale bărbaților, de multe ori, și calități pe care deja companiile le apreciază. România este fruntașă în Europa la capitolul femei în funcții de conducere. În plus, 60% dintre absolvenții de studii superioare din țara noastră sunt femei. Femeile sunt în roluri în care sunt bine plătite. Spre exemplu, România conduce în top ca număr de femei care lucrează în domeniul IT. Alte domenii pe care le ocupă femeile în funcții de conducere, să zic că domină zona de marketing, comunicare, administrativ, vânzări. Doamnele știu al cui este meritul pentru această premieră. Femeilor, ele sunt capabile. Și chiar eu am fost cadru didactic înainte de pensionare și de multe ori am spus că fetele sunt mai bătăioase, mai ambițioase, mai pline de voință. Băieții s-au lăsat pe tânjală. Mi se pare un lucru normal să se câștige în general la fel pentru aceeași meserie făcută în aceleași condiții. Eu sunt de părere că anumite femei întotdeauna au fost mai bine plătite decât bărbați. Depinde de poziția pe care o ocupă într-o companie. Dacă are o poziție de management sau de CEO sau așa, e normal să fie plătită corespunzător. Cineva, o fată, se poate uita și zică, vreau și eu așa, cum ajung acolo, ce trebuie să fac, la ce școală trebuie să merg. Și asta este foarte important la nivel de motivație. Specialiștii din mediul de afaceri spun că această premieră s-ar putea transforma într-un trend în următorii ani. Asta deoarece, conform studiilor, femeile își găsesc joburi cu o potrivire mai mare pentru personalitatea lor, în timp ce domnii nu acordă atât de multă atenție acestui aspect. A sosit momentul să ne luăm la revedere. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Ne revedem sâmbăta viitoare, imediat după jurnal. Până atunci, urmăriți în continuare programele Prima TV. O seară liniștită vă doresc și o primăvară plină de bucurii. Program disponibil pe primaplay.ro.